ziua și bine ați venit la lecția regăsită. Mă numesc Andreea Matei și sunt profesoară de limba și literatura română la Colegiul Economic Virgil Magiaru din București. Titlul lecției de astăzi este Romantismul, prelungiri ale romantismului și ale clasicismului. Despre ce vom vorbi astăzi? Recapitulăm trăsăturile romantismului, apoi ne amintim de perioada în care s-au manifestat prelungiri ale romantismului și ale clasicismului. Cuvinte cheie pentru romantism: subiectivitate, vis, nocturn, fantezie, contradicție, amestec, de genuri și de stiluri. Cuvinte cheie pentru prelungirile romantismului și ale clasicismului: mesianism, rural, idilism, moralizator. Romantismul. Romantismul a apărut în Germania și în Anglia, la începutul secolului al XIX-lea și a pătruns în literatura română pe filieră franceză, odată cu scriitorii generației pașoptiste. Manifestul romantismului românesc este articolul program Introducție, scris de Mihail Cogălnicianu și a apărut în revista Dacia Literară, în anul 1840. Trăsăturile romantismului. Cultivă resursele de sensibilitate și de fantezie. Subiectivitatea, expansiunea eului. Valorifică visul, sugestia, extazul. Preferința pentru peisajul nocturn. Apariția unor regiuni exotice, plasate în ținuturi fantastice. Nefericirea omului de geniu. Refuzul constrângerilor, de orice fel. Stilul încărcat de tropi, de figuri de stil. Antiteza este figura preferată de romantici. Amestecul de genuri și de stiluri. Reprezentanții romantismului în literatura universală. Putem cita câțiva reprezentanți, precum Novalis, Heinrich Heine în Germania, Alphonse de Lamartine și Victor Hugo în Franța, Pușkin în Rusia. În literatura română îi amintim pe Grigore Alexandrescu, una dintre operele sale cunoscute fiind Umbra lui Mircea, La Cozia, Ion Heliadă Rădulescu, poemul Zburătorul, Costache Negruții, novela istorică Alexandru Lăpușneanul, Bogdan Petricei cu HD-ul, drama istorică Răzvan și Vidra, Vasile Alexandri, Pasteluri, Dimitrie Bolintineanu, Legende istorice și, desigur, Mihai Eminescu, Floarea albastră, Pe lângă plopii fără soț, Scrisoarea întâi, Luceafărul și multe alte poezii care vă sunt cunoscute, cu siguranță. Despre Mihai Eminescu putem adăuga câteva cuvinte. A trăit între 1850 și 1889. Probabil că știți că este considerat ultimul mare romantic european. În lirica sa pot fi identificate mai multe teme importante și de aceea putem vorbi despre poezia de meditație istorică și socială, poezia iubirii și a naturii, poezia de inspirație mitologică și folclorică, poezia de inspirație filozofică. Aplicația 1. Aplicațiile sunt realizate după modelul subiectului al doilea din testele de antrenament publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Cerința este: comentează în minimum 50 de cuvinte semnificațiile textului de mai jos, evidențiind două trăsături ale romantismului. Iar textul este: când sufletul noaptea veghea în extaze, vedeam ca în vis pe al meu înger de pază, încins cu o haină de umbre și raze, ca supră-mi cu un zâmbet aripele întins. Dar cum te văzui într-o palidă haină, copilă cuprinsă de dor și de taină, fugi acel înger de ochiuți învins. Ești demon, copilă, că numai cozare din genele-ți lunge, din ochiul tău mare, făcuși pe-al meu înger cu spaimă să zboare?
El, vechea mea sfântă, amicul fidel, ori poate o închide lungi genele tale, să pot recunoaște trăsurile-ți pale, căci tu, tu ești el. Textul se intitulează Înger de pază, autorul fiind Mihai Eminescu. Rezolvarea cerinței. Cum se rezolvă această cerință? După ce o citim odată, o recitim cu atenție și identificăm termenii cheie, precum și condițiile care apar. Aici, sintagmele cheie sunt semnificațiile textului, precum și două trăsături ale romantismului. Condiția este minimum 50 de cuvinte. Recitim textul pentru a ne lămuri eventualele neclarități. În continuare, notăm cuvintele și sintagmele semnificative pe care încercăm să le încadrăm în câmpuri semantice. Înțelegerea textului. Obținem câmpuri semantice de acest fel. De exemplu, sfera spiritualității. Sufletul, extaze, înger de pază, haină de umbre și raze, aripele întins, cu spaimă să zboare, el, vechea mea sfântă, amicul fidel. O altă sferă este legată de portretul copilei sau al iubitei. Într-o palidă haină, copilă cuprinsă de dor și de taină, ești demon, copilă, o zare din genele-ți lunge, ochiul tău mare, lungi genele-ți tale, trăsurile-ți pale. Trăsuri aici înseamnă trăsături. Mai identificăm câteva cuvinte, sintagme din regimul nocturn, noaptea, respectiv ca în vis, și constatăm că în finalul textului avem o surpriză, deoarece copila, iubita, este identificată cu îngerul de pază. Notăm și câteva figuri de stil importante, precum comparația, vedeam ca în vis, metafora, o haină de umbre și raze, vechea mea sfântă, epitetul, o palidă haină, amicul fidel, interogația retorică, ești demon, copilă? Exclamația retorică, ori poate repetiția, căci tu, tu ești el. Și desigur antiteza, antiteza tipic romantică între înger și demon. Trecem la redactarea răspunsului. Poezia Înger de pază, de Mihai Eminescu, are o problematică variată și complexă, deoarece include mari teme ale literaturii universale, precum iubirea, natura, spiritualitatea, cunoașterea. Temele sunt conturate prin intermediul unor motive și simboluri sugestive, precum noaptea, visul, îngerul, demonul, chipul iubitei. Într-un regim nocturn, noaptea, eul liric trăiește un moment de iluminare și de beatitudine, adică de fericire, deoarece își întâlnește îngerul păzitor. Citez. Vedeam ca în vis pe al meu înger de pază. Am încheiat citatul. Apariția copilei, a iubitei, îl alungă pe mesagerul divin, făcându-l pe îndrăgostit să se întrebe, nedumerit. Citez. Ești demon, copilă? Am încheiat citatul. În finalul textului, confuzia se spulberă, deoarece îndrăgostitul are revelația faptului că iubita și îngerul său de pază sunt una și aceeași ființă. În această operă se pot observa diferite trăsături ale romantismului. Una dintre ele este prezența temei iubirii, reliefată în text prin chipul iubitei, conturat mai ales prin epitete. Iubita este o apariție diafană, trăsurile-ți pale, palidă haină, misterioasă, cuprinsă de dor și de taină, cu ochi plini de farmec și de vrajă, ochiul tău mare, genele-ți lunge. De asemenea, o altă trăsătură specifică romantismului, dar și liricii eminesciene în general, este utilizarea antitezei. Pentru o clipă, eul liric ezită în fața iubitei, pe care o consideră demon. Finalul textului arată că iubita demon este în același timp îngerul de pază, reunind astfel contrariile într-o ființă perfectă.
După ce am discutat despre romantism, trecem la prelungiri ale romantismului și clasicismului. Câteva idei despre această perioadă din istoria literaturii române. O trăsătură a literaturii române de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea este coexistența mai multor curente și tendințe literare, concretizate însă în opere inegale ca valoare. Avem în vedere sămănătorismul și poporanismul, marcate din punct de vedere estetic, de operele lui Alexandru Vlahuță, Ștefan Octavian Iosif, George Coșbuc, Octavian Goga. Trecem la aplicația a doua, construită tot pe modelul subiectului al doilea de la bacalaureat. Comentează în minimum 50 de cuvinte textul dat, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice utilizate. Iar textul sună în felul următor. Mor multe șiraguri de clipe și nimeni nu-mi bate la poartă când vremea mea șterne pe suflet cenușa ei aspră și moartă. Vin neguri cu noaptea pe umeri și bezna mânghite, nătângă, și viforul vine, păgânul, a viselor aripi să-mi frângă. Nu-i rază să mângâie fruntea, încet coborându-mi din stele. Mai străluciva vreodată altarul închinărilor mele? Stejarul nădejdilor multe își scutură frunzele moarte. Vai, tu ești atât de frumoasă și tu mi-ești atât de departe. Octavian Goga, textul se numește Părăsit. Cum rezolvăm cerința? O citim odată, apoi o recitim cu atenție și identificăm termenii cheie și condițiile. Sintagmele cheie sunt ideea poetică și mijloacele artistice. Condiția este minimum 50 de cuvinte. Recitim textul pentru a ne lămuri eventualele neclarități. În continuare, notăm cuvintele și sintagmele semnificative pe care încercăm să le încadrăm în câmpuri semantice. Explorarea textului. Putem vorbi despre trecerea timpului. Mor multe șiraguri de clipe. Când vremea mea șterne pe suflet, cenușa ei aspră și moartă. Vreodată. De asemenea, putem vorbi despre nefericire. Vin neguri cu noaptea pe umeri și bezna mânghite nătângă și viforul vine păgânul, a viselor aripi se înfrângă, noi rază să mângâie fruntea, stejarul nădejdilor multe își scutură frunzele moarte. În final apare și o scurtă referire la iubire. Vai, tu ești atât de frumoasă și tu mi-ești atât de departe. Mijloacele artistice. Putem identifica metafora. Avem aici numeroase exemple. Mor multe șiraguri de clipe, cenușa ei aspră și moartă, neguri cu noaptea pe umeri, bezna, viforul, a viselor aripi, rază, altarul închinărilor mele, stejarul nădejdilor multe. Epitetul. Cenușa ei aspră și moartă, bezna, nătângă, frunzele, moarte. Interogația retorică. Mai străluciva vreodată altarul închinărilor mele? Exclamația retorică. Vai, tu ești atât de frumoasă și tu mi-ești atât de departe. Și antiteza. Cuvinte precum bezna, negurile, noaptea se opun cuvintelor raza, strălucirea, altarul, nădejdea. Și se opun, desigur, și realităților denumite sau sugerate de acestea. Încercăm să redactăm răspunsul. Tema centrală a poeziei Părăsit, aparținându-i lui Octavian Goga, este nefericirea, provocată de singurătate, de un lung șir de dezamăgiri, de lipsa unui sens al existenței. Aceasta este susținută într-un plan secundar de trecerea timpului, dar și de pierderea sau înstrăinarea iubirii. Tema timpului domină primul catren, prin intermediul metaforelor, mor multe șiraguri de clipe, cenușa aspră și moartă. Eul liric resimte nefericirea într-un mod catastrofic,
ca o apocalipsă ce amenință să distrugă totul. Această idee poetică este reliefată printr-un șir de metafore. Vin negur cu noaptea pe umeri, bezna mânghite, viforul vine, a viselor aripi să-mi frâng. În cel de-al treilea catren, euul poetic se întreabă retoric dacă va fi vreodată salvat din această cumplită stare. Mai străluciva vreodată altarul închinărilor mele? În finalul textului este revelat faptul că dragostea rămâne unica modalitate de salvare a ființei umane. Accesul la această cale de mântuire este totuși imposibil, deoarece iubita rămâne departe. Exclamația retorică, vai, tu ești atât de frumoasă și tu mi-ești atât de departe, amplifică regretul și deznădejdea îndrăgostitului. Ultima etapă, întotdeauna verificarea și corectarea răspunsului. Așadar, ultimul pas în rezolvarea oricărei cerințe este recitirea răspunsului. Verificăm dacă răspunsul a respectat cerința specifică și condițiile. Corectăm eventualele erori de punctuație și de grafie. Sper că v-au ajutat aplicațiile pe care le-am rezolvat. Vă mulțumesc și vă doresc succes! Dacă aveți întrebări, îmi puteți scrie pe adresa de e-mail andrea.matei@magiaru.ro.